Am cântat această micuță cântare cu referire la relațiile dintre noi. Suntem una în iubirea Lui, în slujire, în lucrare, în nădejde. Dar cântarea mare are o dimensiune care nu este, sau mai este o dimensiune care nu e amintită aici în cântarea noastră, și anume suntem una cu cerul. Mai mult decât unii cu alții, suntem una cu cerul. Biblia ne numește pe noi împreună lucrători cu Dumnezeu. Suntem una în lucrare cu Dumnezeu. Și prima întrebare tulburătoare care ar trebui să se ridice totdeauna în mintea și în inima noastră când este vorba să facem un pas sau să luăm o hotărâre sau să facem o lucrare sau să nu facem o altă lucrare. Prima noastră întrebare este aceasta: sunt eu una cu Dumnezeu în lucrarea aceasta? Dacă Domnul Iisus Hristos este aici lângă mine, merge El cu mine pe drumul acesta? Sunt eu însoțit de El? Sunt una cu Domnul? Căci aceasta a fost rugăciunea Lui. Tată, te rog ca ei să fie una cum suntem noi una. Și ei să fie una cu noi. În Ioan 17. Ca pe calea aceasta lumea să ajungă să cunoască și să creadă că Tu m-ai trimis. Nu demonstrația teologică va convinge omenirea, nu puterile manifestate, nu lucrările extraordinare care se vor face de orice proporții în lumea aceasta, nu acestea vor convinge lumea, ci unirea și armonia și dragostea dintre credincioși, dacă acestea există. Acesta e singurul argument pe care l-a lăsat Dumnezeu ca să convingă. Dacă aici, în adunarea noastră, s-ar petrece niște spectaculoase miracole și cineva ar fi de față, ar pleca speriat omul și: Doamne, ce-am văzut acolo? Așa ceva nu vine să cred. Și un sceptic zice: cine știe, mă, ce fac ăștia pe sub masă, pe acolo, trag ceva, cabluri, fire, nu poți să știi ce o fi acolo. Nu ar convinge aceasta. De aceea Domnul nu se grăbea să spună oamenilor: du-te repede să spui ce minune am făcut cu tine. Taci din gură. Nu spune. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții și dacă cerul și pământul vor fi una, adică poporul lui Dumnezeu cu Domnul, acesta este argumentul care va convinge. Va convinge întâi pe copiii noștri, va convinge adunarea noastră, care are nevoie să fie câștigată la Hristos în aceeași măsură în care omenirea întreagă are nevoie, și după aceea va convinge prin ea lumea. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Și dacă un om simte că nu poate să contribuie la unitatea bisericii, ar fi mai bine pentru el să ceară sfat de la Dumnezeu: Doamne, ce să fac în cazul ăsta? De altfel, mâine vom dezbate pe larg această temă la serviciul de la 11. Vom atinge ceva și la 9:30 dimineața. Dar în această seară aș dori foarte pe scurt să avem o meditație legată de relația dintre numele care îl purtăm și viața noastră. Adică lucrul cel mai plăcut auzului și care este încărcat cu cea mai mare putere este acela în care cuvintele sau mărturisirea noastră de credință sunt urmate sau secundate de viața noastră. Aceasta convinge. Despre Mântuitorul, toată lumea știa acest lucru. Și pe calea aceasta El a convins omenirea. Cuvintele Lui și viața Lui sunau armonios. Există pericolul acesta ca în procesul vieții și al credinței să pierdem fondul și să rămânem cu forma. Să pierdem obiectul, dar să rămânem cu eticheta. Să continuăm să purtăm o etichetă care nu mai reprezintă de mult conținutul. Și știți ce pericol este? Chiar am împărtășit cu dumneavoastră de une zi faptul că un consătean al nostru s-a dus acolo unde știa că are o sticlă în care era ceva și pe care scria o etichetă.
pe care era o etichetă, pe care scria despre conținutul sticlei. S-a dus să bea din ea. Numai că tot el, între timp, turnase în acea sticlă care se golise de mult, turnase acid sulfuric. Și a apucat și a băut din ea și a cauzat moartea în niște chinuri cumplite. Eticheta rămăsese acolo, vorbind despre un produs care era bun pentru el. Dar conținutul nu mai era același. Este mult mai grav decât dacă n-ar fi fost nicio etichetă pe sticla aceea. Dacă nu era nicio etichetă, omul acela ar fi mirosit întâi să vadă ce e sticla asta aici, puțin, wow, și l-ar fi înțepat la nas teribil, e o travă. Dar eticheta aceea, cu nume frumos, l-a făcut să lase garda jos, să nu cerceteze și a băut fără nicio grijă. De ce credeți că spune Mântuitorul în Evanghelie, pentru unii oameni era mai bine dacă nu s-ar fi născut niciodată? Din cauza că ei poartă o etichetă care nu reprezintă conținutul. Și cineva ajunge și bea din vasul acela, bazat pe ceea ce scrie pe eticheta aceea, și își pierde viața. Dacă veți deschide Sfânta Scriptură împreună cu mine în Apocalipsa la capitolul 3 și de aici vom citi de la versetul 1, vom descoperi o maladie teribilă a bisericii Sardes, căreia îi se adresează însuși Mântuitorul nostru și îi spune care este problema ei gravă. O să citesc acest verset și o să vă rog să-mi spuneți care este problema de diagnostic cea mai gravă pe care Domnul o pune aici. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Nu că există 7 duhuri sfinte ale lui Dumnezeu, ci 7 este cifra desăvârșirii. Adică cel ce are plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Acesta este Iisus. Lui, spune Scriptura, Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele, care sunt cele 7 biserici, în desfășurarea lor și istorică și locală, și simultană și consecutivă. Odată poate să discutăm despre aceste lucruri. Și iată ce zice el, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ne oprim în locul acesta și vă întreb, doctorul sufletului, când pune diagnosticul aici, ce spune el? Care e problema acestei biserici? Mort? Noi toți eram morți în păcatele și greșelile noastre, dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Când un om este mort, se știe starea lui. Dar care e problema acestei biserici în particular? Care e moartă de altfel? Îi mergea numele. Îți merge numele că ești, că trăiești, dar ești mort. Nu este un pericol doar pentru cel ce vine la această biserică, fiindcă îi merge numele că trăiește. Am auzit că voi sunteți biserica lui Dumnezeu, am auzit că voi cunoașteți aceste lucruri, am auzit lucruri mari despre voi, am auzit că trăiți credința. Și cineva vine aici ca un copil care se duce la o școală creștină și lasă garda în jos pentru că e școală creștină. El știe că acolo nu trebuie să fie droguri, pornografie, crime, nenorociri. El se duce la școală creștină complet vulnerabil și vine după un timp nenorocit, distrus total dintr-o școală creștină. Pe cum s-a putut așa ceva acolo, dacă e școală creștină? Uite, ăștia s-au dus la o altă școală unde sunt toate nenorocirile din lume și s-au întors bine mersi înapoi. Și tu te-ai dus la o școală creștină și te-ai nenorocit acolo. Cum s-a putut așa ceva? Foarte simplu. Părinții l-au dat fără niciun fel de apărare și i-au spus, mergi în siguranță, ești bine, școlii ăștia îi merge numele că trăiește.
De-aia l-au dus părinții acolo și au cheltuit sărmanii bani pe care nu i-au avut. Și l-au trimis într-un loc despre care se spunea că trăiește. El, la rândul lui sau ea, s-a dus acolo lipsit de apărare. S-a dus cu sufletul deschis. S-a dus zâmbind, s-a dus ca și când s-ar fi aruncat în brațele Tatălui Ceresc, pentru că îi merge numele că trăiește. Ca după un timp să-și dea seama că de fapt se găsea în altă parte. Te-ai apropiat de un consilier sufletesc. Te-ai apropiat de un cleric, de un pastor, de un om cu daruri, de un om care lucrează pentru Dumnezeu. Ți-ai deschis sufletul. Ți-ai deschis mijloacele, ai ajutat. Ți-ai pus încrederea. Din tot sufletul ți-ai pus încrederea ca în Domnul Hristos, fiindcă îi mergea numele că trăiește. Și deodată ți-ai dat seama că, de fapt, cel căruia îi mergea numele că trăiește era mort de mult. Îți merge numele că trăiești? Aceasta este una dintre cele mai eficiente capcane ale Satanei. E cartea aceasta frumoasă, Parabole, în care spune că pentru sufletul care se clatină pe marginea prăpastiei, un om care în aparență poartă numele de creștin, dar care în particularul vieții lui trăiește în păcate ascunse, pentru sufletul ăsta care se clatină pe marginea prăpastiei, gata, gata să cadă, un astfel de om căruia îi merge numele că trăiește, dar care este mort, este cel mai puternic agent corupător spre rău. Nu poate să-l dărâme pe cineva mai tare, pe unul care de-abia se mai ține și vrea și gata să-și dea drumul în prăpastie, nu-l poate dărâma ceva mai rău decât o persoană care poartă eticheta de creștin și care de fapt este mort. Pentru cel care lupta să rămână în viață, când vede că așa ceva se întâmplă, omul acela, nu de mult am primit un e-mail în care mi s-a spus chiar aceste cuvinte extraordinar de grozave și dezamăgirea ucigașă pe care a trăit-o această persoană. Și i-am scris înapoi, zic, vezi că ești parte din problemă. Nu te-ai fi dezamăgit dacă mai întâi nu te-ai fi amăgit cu privire la cineva. Întâi te-ai amăgit, după aceea normal că te-ai dezamăgit. Când ai văzut că îi merge numele, scuzați, fie că e biserică, fie că este persoană, îi merge numele, dar de fapt este mort. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Îți știu faptele, nu numele. Nu ce zice adunarea despre tine, domnul pastor. Nu ce spune pastorul despre unul sau despre altul. Mulțumesc, Edi. Ci ce spune martorul credincios despre această persoană. Știu faptele tale, nu faima ta, nu eticheta ta, nu părerea oamenilor despre tine, nici părerea ta proprie despre tine. Nu despre asta e vorba. Eu știu faptele tale. Eu știu viața ta reală. Ție îți merge numele. Adică lumea crede despre tine și tu crezi despre tine, dar de fapt iată care este situația. Și aș dori să urmărim puțin paradoxul din versetul 2. Ce este de făcut? Că drept să vă spun, nu cunosc decât o singură ființă a cărei viață a corespuns cu numele pe care l-a avut. Numele lui este Iisus. De la Iisus încolo nu cunosc pe nimeni. Nu cunosc nici pe Noe, nici pe Daniel, nici pe Iov, nici pe Abraham, nici pe David, nici pe Solomon, nici pe niciunul. Nu cunosc. Nu cunosc vreun pământean. Poate cineva știe, spuneți-mi dacă știți. Nici pe Abel nu-l cunosc și nu cunosc pe nimeni a cărui viață să fi corespuns cu numele care l-a purtat, așa cum a corespuns viața lui Iisus cu numele pe care l-a purtat el. Ce este de făcut? Aceasta pare a fi o solie descurajatoare. Dacă cineva este mort, nu mai este nicio speranță, s-ar zice. Dar tocmai aici este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Uitați-vă, nouă ne-a fost interzis să comunicăm cu morții. Și s-a spus că acesta e un păcat de moarte și cine face păcatul acesta va plăti cu viața lui.
Și astăzi este tot mai răspândit flagelul acesta cumplit în care Satana se deghizează și sub forma celor adormiți se manifestă ca și când ar fi viu. Dar Domnul comunică aici nu cu un mort fizic, ci comunică cu un mort spiritual. Și îi spune în versetul 2 acestuia care i-a spus, ești mort. Îi spune așa, veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte. Ați observat ispita Satanei? Vine și îți spune așa, păi mă, pentru ce să te mai lupți? Nu vezi că totul e distrus acum? David povestește lui Saul, la un moment dat, că se bătea cu leul și cu ursul și smulgea din gheara ursului sau zice, poate că o ureche sau picioarele sau ce mai rămăsese dintr-o oaie. Lupta cu fiara pentru ce mai rămăsese. Și Domnul îi spune lui Sardes, care este mort, Sardes, întărește ce-a rămas. A murit mult din credința ta, a murit mult din speranța ta, a murit mult din lucrarea ta, dar n-a murit tot. Mai este ceva care a rămas, care e pe moarte. Nu te lăsa descurajat de diavolul care îți spune, acum tot le-ai făcut pe astea, ce să mai mergi până la capăt, fă-le pe toate acum cel puțin. După ce le faci pe acelea, sau și pe acelea, diavolul spune, stai că mai sunt și altele de făcut. Și te târăște și te duce unde nu ai visat. Biblia spune, nu te da târât și dus, împotrivește-te. Întărește ce rămâne, ce a rămas. N-a rămas mai nimic, dar ce a rămas? Ce a rămas din credința ta? De ce spune Evanghelia că Mântuitorul spune că mucul de lumânare care fumegă încă, ați stins lumânarea? Ați stins-o, bineînțeles. După ce ați stins-o, ce se întâmplă? Mai iese un pic de fum. Atât a mai rămas. Cât mai este din clipa când ai stins o lumânare până se scurge fumul acela și a pierit definitiv? Dacă doar atât mai este, Domnul a spus, nu va stinge luminița aceea aproape pierită. Și trestia frântă care s-a spart, s-a zdrobit și s-a îndoit și a căzut la pământ. Ce să mai aștepți de la ea? Trestia aceea, el nu o va lua și o va călca în picioare și o va zdrobi de tot pentru că și așa e frântă și spartă. Nu. Hai să pornim de aici, spune Domnul. Hai să pornim de aici, cu ce a mai rămas. Întărește ce este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. E alarmă. Întărește ce a rămas. Întărește ce a rămas. Nu ceda și nu abandona, chiar dacă mai este un metru. Și s-a sfârșit totul. Iarăși revine în minte exemplu despre care am vorbit și încă nu l-am văzut pe ecran, cu micuțul vițel acela de buffalo, de bivol din deșert, asupra căruia săriseră 4 sau 5 lei și un crocodil l-apucase de un picior și trăgea de el și lei îl smulgeau în altă parte. El era între ăștia toți un mic vițel. Asta era tot. Și dacă ați observat, parcă a lăsat Dumnezeu ca o imagine ca să ne spună nouă, deși omenește nu este șansă, rațional n-ar avea sens să lupți, moartea cu cât va veni mai repede, cu atât mai bine ca să scapi de chin. În ciuda acestui fapt, vițelul acela știe o lecție pe care mulți dintre noi am uitat-o și am pierdut-o. El știe o lecție că el trebuie să reziste până la ultima picătură de sânge. El trebuie să reziste. Bine, dar ce șansă reală ai? Nu vezi că n-ai nicio șansă reală? Am sau nu am șansă nu este treaba mea. Treaba mea este să rezist și să lupt. Și în Epistola către Evrei, în capitolul 12, spune acolo, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, ci întotdeauna după ce Satana ne-a determinat să facem un păcat, după aceea ne-a spus că acum nu mai are sens să lupți, pentru că și așa totul este pierdut. Nu este totul pierdut. Ați văzut în Biblie de multe ori amintește, ai totuși lucrul acesta bun. Sau, tot mai era ceva bun în Israel. Dar Dumnezeu nu leapădă fără discernământ toate. Dimpotrivă, mucul care fumegă puțin pe acela nu-l stinge,
caută să-l aprindă înapoi și trestea frântă caută să o ridice, să o îndrepte, să o facă să crească iarăși. Acestea sunt cuvintele care sunt adresate cuiva căruia îi spune, ești mort! Dar vreau să spun că Dumnezeu are o soluție pentru morți. Vine ceasul, spune Mântuitorul, și a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Și totuși în timpul ăla n-a înviat cineva în mod spectaculos. A înviat Lazar, bineînțeles, a înviat cei care la strigătul lui Iisus s-a sfârșit. Dar el vorbea atunci că vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Și la ce se referea el altceva decât la faptul că vieți de oameni morți spiritual erau chemate înapoi de Dumnezeu și se câștiga lupta cu aceste rămășițe. Întărește ce rămâne și care este pe moarte, dar nu te lăsa. Adu-ți aminte, îi aduce argumentul, adu-ți aminte cum ai primit și auzit. Că n-ai primit ca un mort așa cum ești astăzi. M-am bucurat când a vorbit cineva frumos despre adunarea noastră de une zi, mi-a spus, zice, adunarea asta micuță cântă mult mai frumos și cu suflet decât cânta a noastră care este o mare de lume acolo și de-abia târâți picioarele. În gândul meu, hai că e ceva, e un grăunte de adevăr, dar nu suntem încă unde trebuie, dar e totuși, e un pic, e un strop de adevăr și mă bucur pentru lucrul acesta. Adu-ți aminte cum ai primit. Pe când ai primit și ai crezut, nu erai așa. Wilhelm Busch întreabă pe un cetățean odată într-o întâlnire, mare evanghelist german, întreabă la o mare adunare de evanghelizare, întreabă pe unul care zicea că e creștin de când lumea și pământul el. Și zice, tu ești creștin? Și omul zice, bineînțeles că sunt creștin, părinții mei au fost creștini, eu m-am născut din părinți creștini, suntem în biserică de când lumea și pământul, bineînțeles că sunt creștin. Atunci știți ce l-a întrebat? Zice, ai avut în viața ta o singură noapte în care n-ai putut să dormi de bucurie că ești creștin? Și omul a zis, n-am avut așa. Păi nu ești, mă, frate creștin, tu nici nu știi ce ești. Tu zici că ești creștin, dar tu nu ești. Păi dacă ai fi, tu nu-ți dai seama ce însemnează lucrul ăsta. Care om, dacă ar câștiga loteria, acum ar mai putea să doarmă până dimineață? Unii ar mai reuși să doarmă. Ar reuși. Dar care om? Chiar și personal vreau să vă spun că am trăit o bucurie zilele trecute și n-am putut să-mi găsesc odihna. După atâta obosel de zile și nopți în care n-am dormit, am crezut că am să dorm ca un lemn, dar nu mi s-a întâmplat deloc așa ceva. M-am pomenit, era încă noapte, eram cu ochii larg deschiși și în tavan, nu știam de ce. Căutam ceva în sufletul meu ce mă preocupă și mi-am dat seama ce mă preocupa. Nu puteam să dorm de bucurie. Și l-a întrebat Busch pe omul ăsta, tu ești creștin, dar ai avut vreo noapte în care n-ai putut să dormi de bucurie? Nu, n-am avut, nu ești, mă, frate. Îți merge numele că ești creștin. Dar tu știi ce însemnează să fii creștin? Însemnează ce scrie acolo în Biblie. Adu-ți aminte cum ai primit și cum ai auzit. Adu-ți aminte. Pastorul de la biserica unde am primit credința mă găsea de nenumărate ori, dânsul poate că ne va asculta pe internet, mă găsea de nenumărate ori cu fața întins la pământ, rugându-mă zile întregi și nopți întregi, singur în biserică, închis acolo, nu era nimeni cu mine. Și consumând cărți, nu citind cărți, consumam carte după carte după carte. Înghițeam Biblia în 2-3 săptămâni de la un capăt la altul cu notițe, cu tot ce era acolo în timpul acela. Trebuie să mă opresc în seara aceasta și să mă gândesc bine cum am primit credința. Că nu am primit-o așa cum este astăzi. Trebuie să-mi aduc aminte de lucrul acesta. Adu-ți dar aminte cum ai primit și cum ai auzit. Ține și pocăiește-te de felul cum te prezinți astăzi, vrea să spună Biblia. Pocăiește-te de indiferența ta, de răceala ta, de pasivitatea ta. Pocăiește-te de aceste lucruri că nu ai primit așa și nu ai fost așa la început. S-a întâmplat ceva cu tine pe drum. Și versetul 1 ne-a spus, ți-a rămas numai numele. Dar viața ta s-a stins. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Îți merge numele, dar nu mai ești. Nu voi voi cere în această seară să veniți aici în față și să spuneți împreună cu mine că merge numele, dar nu mai sunt.
sau nu sunt ce trebuie să fiu și nu sunt ce îmi cere cugetul meu să fiu și știu cum ar trebui să fiu. Nu-i nevoie să-mi spună cineva, pentru că eu însumi sunt rănit de mine. Nu-i nevoie să-mi spună, n-am să vă cer acest lucru. Dar vă rog să vă gândiți fiecare în suflet și să nu plecăm acasă în această seară ca de la o simplă pomană de după un mort, am mâncat și am plecat acasă de la pomană, ci să ne întoarcem de aici, din prezența lui Dumnezeu, cu această întrebare răscolitoare pe care El o adresează sufletelor noastre. Adu-ți aminte! Adu-ți aminte cum a fost la început, adu-ți aminte de zelul tău, de dragostea ta pentru Dumnezeu, de pasiunea cu care ai făcut lucrarea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de aceste lucruri și pocăiește-te de starea ta prezentă, căci dacă nu se întâmplă așa, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Dar ce să facem că aceasta e starea generală a lumii, aceasta e starea generală a bisericii? Am auzit pe un frate de la Biserica Adventistă spunând: noi suntem la Odiseea, fraților. Predica tare de tot. Dar un pastor de la Biserica Pentecostală, îl invitasem la adunare, s-a uitat la mine, zice: serios? Voi așa credeți despre adventiști, că sunteți la Odiseea? Și zic: da. Păi zice, eu știam că e despre noi asta. Zice, noi am zis că noi suntem la Odiseea. Păi zic, bine ai venit în clubul nostru, că suntem împreună. Zic, asta este vremea în care trăim. Asta este vremea în care trăim, dar nu suntem obligați să fim asemenea vremii, pentru că, uitați ce scrie în versetul 4, totuși, în mijlocul acestei lumi care a murit față de credință, ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Există câteva nume, nu le știu eu, nu mă număr eu printre ele, doresc foarte mult acest lucru, dar nu-mi drăznesc să mă număr pe mine printre ele. Dar există. Ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Acestora nu le merge numele. Aceștia sunt nume de oameni care nu și-au mânjit hainele. Cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Nu că îi merge numele, ci are numele scris în cartea vieții. E diferență enormă între una și alta. E una să-ți meargă numele și alta este ca numele să-ți fie scris în cartea vieții. Și scrie cuvântul mai departe: voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și spunând bisericilor, ne spune nouă în această seară. Domnul colonel vine în fața regimentului după ce trecuse pe lângă o clădire undeva și i se agățase buzunarul de la vestonul lui cu fir aurit, i se rupsese buzunarul, vine în fața regimentului acolo și se uită în dreapta, în stânga și spune: croitorul să iasă în față. Și imediat apare un tânăr și se prezintă în fața colonelului acolo: să trăiți, tovarășul colonel, m-am prezentat la ordinea noastră. Și colonelul dezbracă frumos vestonul și îi spune: uite, ia vestonul ăsta și până termin eu adunarea aici, vreau să nu se cunoască la buzunar unde a fost ruptă. Tovarășul colonel, permite să raportez, eu nu sunt croitor. Dar ce ai căutat aici în față când eu am strigat? Mâine mă cheamă croitorul, dar eu nu sunt croitor. Pe tine te cheamă croitorul, dar nu ești croitor. Lumea care este în mijlocul căreia ne găsim noi strigă numele nostru și Biblia spune că suspină ca să vadă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și este o surpriză care îți aduce fiori reci pe spate când vezi pe cineva purtând frumosul nume de creștin și ascunzând sub această etichetă veninul diavolului manifestându-se într-un fel sau altul. Este o dezamăgire și pentru cer și pentru pământ și este o primejdie teribilă pentru sufletul acela. De aceea Domnul Hristos ne-a dat această făgăduință în seara aceasta, adresându-se nouă și spunându-ne: adu-ți aminte cum ai fost, adu-ți aminte cum ai primit, ține tare ce mai este și chiar dacă e pe moarte, ține tare, pocăiește de starea ta, dar nu te lăsa să fii dus mai departe, mai jos, mai adânc, pentru că astăzi suntem chemați la credința pentru astăzi.
Prea mulți dintre noi ne odihnim pe laurii zilelor trecute și povestim din trecut, povestim din armată, din închisoare, povestim din lucrarea care s-a întâmplat acum nu știu cât timp, unde, dar n-avem nimic de spus despre această vineri în care am stat înaintea lui Dumnezeu. Nu avem de spus ceva practic și viu de acum, dar ne rezemăm pe acest lucru. Domnul ne cheamă la o credință vie, la o credință proaspătă, la o credință activă și ne cheamă să ne aducem aminte de vremea în care am slujit pe Dumnezeu cu dragoste și cu încredere. Un cetățean german se prezintă la frontieră și scoate pașaportul. Ofițerul de frontieră se uită la el. Cetățeanul este, a luat valiza deja cu o mână și vrea să-și ia pașaportul cu cealaltă ca să plece, să treacă mai departe, să meargă la avion. Și ofițerul de la aeroport îi spune, pardon, oprește-te o clipă, pașaportul tău este expirat. Și omul îi spune, hai, nu fiți chiar așa chițibușar. Acum e important e să ai pașaport, dacă ai expirat sau nu ai expirat. Nu fiți chiar așa chițibușar, domnule, îi spune. Și ofițerul i-a spus, nu. Esențialul nu este să ai pașaport, cum spui tu. Esențialul este să ai pașaport în regulă. Al tău este expirat de mult. Știi că n-ai voie să mergi la aerou. Nu te ia la avion dacă ai pașaportul expirat. Poate să aibă și coperți aurite pașaportul acela. Și s-ar putea să fi semnat în el președintele Națiunilor Unite. Dacă este expirat, nu pleci nicăieri. Iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu să nu purtăm un pașaport de creștin în buzunarul nostru care să fie expirat. Să cerem de la Dumnezeu unul nou și la zi. Un izvor proaspăt, o cântare nouă pentru Dumnezeul nostru și El să ne facă să venim în locul acesta cu laude, cu mulțumiri, și cu cântări vii și proaspete pentru ceea ce Domnul face pentru noi. Amin. Domnul să fie cu noi toți. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim prin Domnul Iisus și în prezența Duhului Tău Sfânt pentru cuvântul dat nou în această seară, pentru acest avertisment așa de tăios, pentru această descoperire și dezgolire a sufletelor noastre. Doamne, Tu lucrezi ca un mare medic pe sufletul nostru și tai și cureți și operezi și legi și vindeci. Tu faci toate aceste lucruri. Te rugăm din adâncul sufletului nostru, Doamne, dă-ne înapoi acea experiență vie și vibrantă a credinței. Dă-ne, Doamne, Duhul acela plin de râvnă cu care am venit noi la Tine. Pune din nou sete în noi pentru cuvântul Tău și ferește-ne, Doamne, ca nu cumva să ne meargă numele doar. Păzește-ne de așa ceva. Te rugăm fierbinte, Doamne, ca numele nostru să fie și să rămână scris în cartea vieții. Te rugăm nu numai pentru noi, ci și pentru aceia care Te vor cunoaște pe Tine prin noi. Să ne ferești, Doamne, să fim potignire sau dezamăgire pentru cineva pe pământul acesta. Doar Tu poți să ne ajuți în privința aceasta. Despărțiți de Tine nu putem face nimic, ba putem să facem foarte mare rău pe pământul acesta. Te rugăm, Doamne, intervino și fă din fiecare dintre noi o lumină vie pe pământul acesta. Prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Să luăm loc. În numele Domnului Hristos și spre lauda sa, închidem serviciul din această seară cântând spre lauda Domnului cântarea 566, ce plăcut e și frumos.
Și pe Domnul prea mă.